Asta am mult să mă gândesc, dacă să fac sau să nu fac clipul ăsta, de-aia o să spun de la început. Dacă nu ai stare să vezi multe produse și multe povești și așa mai departe, nu sta. Dacă vrei să te detașezi de toate, de toate știrile care sunt în acest moment, din care vine atâta negativism și în care sunt amestecate și atâtea fake news care să te sperie și să te alarmeze și mai tare, ok, go ahead. Eu una am ales să nu mai mă uit, să nu mai las, de exemplu, să mă uit pe ceva gen de știri sau pe aceste site-uri de știri serioase, chiar, de exemplu, mă uitam pe CNN sau pe Le Figaro, pentru că de acum și acolo updatările sunt de la oră la oră, de la uneori la 10-15 minute apare un alt articol și tot felul de lucruri și bombardamente și decizii și Putin care e tâmpit și mai departe, deci nu mai suport. Chiar nu mai suport și m-a luat o stare de aia nasoală încă de ieri și nu, mai pur și simplu mi-a ajuns și am și postat ceva pe Instagram care a zis gata, deci eu nu mai vreau, eu nu mai pot, asta e limita mea, știi? Adică eu nu mai vreau, pana mea, am ajuns la 45 de ani când credeam că în sfârșit, gata, am reușit să-mi calmez toate fricile, toate problemele, să mă obișnuiesc cu viața pe care o am și așa, și acum într-o dată apare asta, după ce a fost COVID-ul, știi? Pe gărilii. Chiar nu... E momentul când eu pot să aleg, cât încă nu a venit nebunia asta peste noi, Doamne ferește, sper să nici să nu vină, prognozele sunt că nu ar veni, că conflictul o să rămână strict în Ucraina și atât, nu se va întinde mai departe. Așa. And that's all. Nu vreau, adică nu, normal, sunt conștientă de asta. Zilele trecute, apropo, am făcut alte două donații, deci fac donații acolo unde văd că se întâmplă lucruri și către oameni care sunt organizați și care știu să facă asta. Pentru că nu toți suntem în poziția de a face donații, că și acum știi, ne-a apucat donațiile acum cu Ucraina. Dar ani și ani de zile sunt oameni care n-au observat că sunt atâtea alte probleme în România. Eu, de exemplu, am uitat cum îi spune, am donat ieri și la sanctuarul papii sau I don't know, e undeva un sanctuar undeva într-o pădure sunt duse toate animalele care au fost abuzate, agresate ca să-și încheie viața în liniște acolo. Am donat și acolo pentru că hai să nu uităm și de, știi, de tristețea de aici, de la ușa noastră. Și fac chestiile astea pentru că vreau să se ocupe de lucrurile astea oamenii care se pricep, pentru că să știți că partea asta de ajutor umanitar nu e așa de simplu, adică nu te duci la Lidl, umpli 3 coșuri de Pampers, făină și ulei și te duci la graniță. Da? Nu e suficient. Sau, da, oamenii ăștia care vin refugiații au nevoie de o grămadă de lucruri, n-au nevoie de făină și ulei. Ce să facă cu făină și ulei? Ei săracii au plecat cu hainele de pe ei, cu o geantă și cu copilul de mână. Ce să le-ai dus ulei? Ce vrei, să apuci acum să gătească? Sau o chestie de astea? Nu. Deci lăsăm pe Crucea Roșie, lăsăm pe Salvați Copiii, lăsăm UNICEF-ul, lăsăm celelalte organizații care asta știu să facă, da? Fundații care cu asta se ocupă, is their business și știu să facă lucrurile ok, putem într-adevăr să le dăm bani și să urmărim exact instrucțiunile pe care ei le dau, pentru că au dat deja o grămadă de asociații de-astea care strâng lucruri. Dom'le, avem nevoie de Pampers și de mâncare pentru copii, dar ambalată. Și veniți cu ea etichetată, pusă în cutii și să scrie pe ea Pampers, mărimea cutare și nu știu ce, da? Adică toate lucrurile astea trebuie făcute organizat. Nu ai cum să dai produse, poți să faci o donație în bani. Nu ai cum să faci o donație în bani, nu te îngrijora, am și scris pe blog. Pentru că am văzut acum și multe persoane care se simt aiurea, persoane cu bun simț, dar care au și ele, frate, o grămadă de probleme. Și adică stau și mă gândesc, uite cum eram eu acum un an și ceva sau asta când tata era bolnav și așa, păi mai mi-ar fi ars mie atunci să mai fac vreo donație, asta când mă duceam la farmacie și lăsam bani grei pe perfuzii, pe perfuzoare, pe ace, pe toate alea, nu, atunci cred că dacă mi-ar mai fi spus cineva să-i fac donație, cred că strângeam de gât, știi, deci nu mai. Fiecare are problema lui, fiecare are crucea lui pe care o are de dus. Fă bine atât cât poți în jurul tău și în primul rând pentru tine. E momentul în care chiar trebuie să avem fiecare grijă de noi. Pentru că, Doamne ferește, dacă ne se mai întâmplă ceva și așa, nu facem decât să încărcăm sistemul medical sau să încărcăm și pe cei din jur. Adică
eu ca adult am stat foarte bine și m-am gândit, eu nu-mi permit acum o nouă depresie, da? Chiar nu îmi permit, la modul cel mai sincer. Deci e 200 de lei o ședință la psiholog, nu mai am bani să mă mai duc și la psiholog acum. Am copil adolescent de care trebuie să mă ocup, care trece el prin crizele adolescenței și așa, deci eu trebuie să fiu suficient de întreagă la cap ca să fiu alături de el, da? Așa, deci nu am, chiar nu îmi permit în momentul ăsta alte lucruri. Fac donații, citesc doar știrile ok, nu răspândesc, nu dau share la toate aberații, că apropo am văzut, a început lumea să dea share la toate porcăriile și la toate minunile fraților, dar uitați-vă că unele poze se vede clar că sunt bunghite, că n-au nicio treabă cu realitatea, așa mai departe. And that's it. Și ești un cetățean bun și prin faptul că doar stai cu minte și îți vezi de treaba ta. Nu trebuie toți acum să ne scoatem tot ce avem prin casă și să donăm. Că unii n-avem, da? Covid-ul și toată perioada asta de cădere financiară pentru mulți oameni a însemnat să rămână fără loc de muncă, să rămână cu credite neplătite la bancă, să n-aibă zile în care să n-aibă suficienți bani să-și cumpere de mâncare, da? Deci hai să fim, să vedem lucrurile așa cum sunt și să încercăm să judecăm mai puțin toate lucrurile astea care se întâmplă, da? Și am văzut și valul acesta de negativism față de noi influenceri, că voi să nu mai faceți nimic de acum, că să nu vă mai arătați creme și parfumuri, că ce, ăia săracii din Ucraina mor și voi vă dați cu creme și nu știu ce. Păi și ce să fac? Hai să murim toți de mână, să stăm toți cu cenușa în cap și ce să fac? Adică n-am să înțeleg. Să înțeleg că nici voi nu vă mai duceți la serviciu, să vă luați banii, că acum din atâta empatie rămâneți acasă și bociți, vă duceți toți la graniță, luați toți armament și vă duceți să-l căutați pe Putin, sau care e problema? Da, sigur, trebuie o doză de bun simț. Nu o să vă arăt acum că nu știu, că mă duc în vacanță nu știu pe unde și stau la nu știu câte stele și îmi vine dimineața cu micul dejun, cu croasantul, cu fundiță, cu nu știu ce, n-am să vă arăt lucrurile astea și nici nu o să mă duc. Așa, n-am să vă arăt valuri și valuri de cât de mă machiez eu și cât de mirabolant, stai așa, mirobolantă, știu cum se spune, da, mirobolant. Așa, nu, n-am să vă arăt lucrurile astea, n-am să fac chestii de astea, să vă spun, vai, trebuie să fii zen, dă-te cu croima și derașează-te și nu știu ce, n-am să vin cu mesaje de genul ăsta și cu atitudini genul ăsta, n-am să vă arăt câte poșete am și așa mai departe, nu, dar sunt lucruri pe care trebuie să vi le arăt pentru că eu mă simt ok cu asta și pentru că canalul meu is a fucking beauty YouTube channel. Da, vorbesc despre frumusețe și despre cosmetice și voi intrați aici pentru asta. După ce vă uitați la toate acele știri care se întâmplă în acest moment și așa, intrați aici să vă relaxați la cap. Și eu am nevoie de asta. Apropo, uite, ieri m-am uitat pe la canalul Memory Flow, care a făcut colecția Lare la Matier de la Guerlain. Mă, ce să facem? Să-l împușcăm pe bietul băiat că și-a permis să ne arate câte parfumuri și-a luat el de-a lungul vieții din colecția Lare la Matier? Nu, chiar pentru mine a fost așa ca a fost o gură de oxigen, da? Da, sau apropo, m-am uitat și la Moris Munteanu pe canalul de YouTube El. A făcut comentariu la filmul Inventând-o pe Ana și mi s-a părut ca aberat într-un mare stil doar pentru că el a avut material. Mie această Ana mi se pare o mare impostoare. Sigur că ea vine cu un stil, cu o abordare, cu nu știu, dar totul este construit pe fake, pe hoție, pe minciună. Este exact mesajul pe care eu nu mai vreau să-l dăm tinerilor din ziua de astăzi, că poți să faci niște manevre, poți să mimezi ceva și să fii perceput și finanțat ca să faci niște lucruri, da? Iar tu, de fapt, ești o găoază umplută cu aer, cu minciună, de fapt. Deci, indiferent cât de mișto este această Ana Delevei din filmul ăsta, de fapt, Ana Sorokina, care la numele ei corect, cât de mișto e ca atitudine, că e îndrăzneață, că se îmbracă într-un anume fel, da, ca modă și ca imagine, ok, foarte ok, dar mai sunt o grămadă de alte exemple, adică nu e ca și cum e singura, că zicea Moris o prezenta în contrast cu Emily in Paris, care Emily, într-adevăr, Emily in Paris este o vomă stilistică, din punctul meu de vedere, n-are nicio legătură ceea ce spunea Emily in Paris despre tot ce înseamnă cultura și minimalismul francez. Minimalismul sau opulența franceză. Frate, că vorbești de opulență franceză, vorbești de baroc, da? Vorbești de baroc, vorbești de ținutele alea impunătoare, vorbești de Ludovic al XIV-lea, aia e opulența franceză, da?
Nu fundițe și genuțe și fundulițe și nu știu ce. Nu! Nu, e vorba despre coafiurile alea la Marie Antoinette, vorba de valurile, de brocard, de mătase, de aia înseamnă opulența în stil franțuzesc, da? Nu mizerile care le prezenta această Emily cu acele rochițele de 7000 de culori și nu știu ce. Iar Anne Delvey în cultura neorcheză este un mare fake. Este un mare fake care reușește să facă valuri așa cum a făcut și această, cum o cheamă? Este practic o rețetă în oglindă, dacă vreți, a lui, cum o cheamă, mă, baia cu fundul mare. Ziceți, Kim Kardashian. Este o altă, este, da, ea este o Kim Kardashian stilată. Kim Kardashian ce a făcut? Ea era make-up artista lui Paris Hilton și a dat seama că lumea asta de social media și așa poate fi ușor manevrată. A scăpat, a uitat, nu știu pe unde, un film în care ea și-o trage cu unul și ăla a devenit viral și a devenit astfel o vedetă și de asta au construit un imperiu. That's fucking all. Așa, pe lângă asta Măsa și Tasu erau un pic legați și de zona asta de impresaria, de artă, de art, nu știu ce, adică s-au bunghit foarte bine toate lucrurile și împreună au scos o industrie. Dar Anne Delvey este același lucru, a profitat de faptul că neorchezilor le place tot amestecul acesta de modă, artă contemporană din care ei nu înțelegeau un rahat, băuturi scumpe, stil eclectic și nu știu ce, vezi un personaj cu puțin iz european care vine cu chestia asta, what? Păi eu știu și când eu am fost la New York, oamenii cu care mai vorbeam pe acolo, inclusiv la un moment dat am avut un amic acolo și era foarte fascinat că eu sunt atât de albă și aduc, îi dau senzația unei rusoaice cu pielea foarte albă din ținuturile înghețate și nu știu ce. What the fuck? Oamenii au fantezii cu europencele pe românește, da? Și atunci, normal, fantezia asta cu femeia europeană, rasată, clasată și nu știu ce, implantată în capul neorchezilor și pac, iese fake-ul. Numai că să reținem fătuca că asta a furat, era să zic alt cuvânt tot cu F, a furat niște bani, mi-a ieșit acum. A furat niște bani și a păcălit niște oameni și a spus că ea are un cont fiduciar, deși ea n-avea o lețcaie, n-avea 3 lei în portofel. Ha? Mamă, ce mă doare spatele, am fost ieri la Pilates și am făcut niște exerciții și mă dor toate cele. Acum să revenim la ce vreau eu să vă arăt astăzi și da, care este mesajul meu. Sigur, avem un război la câteva sute de kilometri. Dar aici lângă noi avem o criză financiară care ne rupe, da? În curând o să dăm pe kilo de cartofi cât dădeam pe mango. Facturile la toate utilitățile și la toate astea o să ne îndoaie. So life have to go on. Adică trebuie să muncim, fraților, și dacă încă n-am găsit soluția lui Anne Delvey să păcălim niște prostănaci și de banchieri să ne dea niște milioane de euro, trebuie să muncim, da? Sau poate aveți noroc și sunteți genial și scoateți vreo soluție de a face business și de a face foarte mulți bani. Stai că mă uitam acum să văd dacă mi se vede un milimetru de păr. Nu, mi se vede deja că am transpirat puțin aici în partea asta. Da, sunt dată cu deodorant, sunt spălată, sunt toate alea, dar sunt un om care trăiește, sunt un mamifer și mai transpir, vedeți voi, oameni buni. Bun. Și vreau să vă arăt diverse lucruri care mie în ultima vreme mi-au distras atenția de la tot ce se întâmplă, pentru că războiul a venit așa doar ca o mare balegă așa trântită peste toată mizeria care era deja, COVID, financiar, sistem politic de rahat, legislație, bani puțin, toate astea, și acum a venit războiul, știu, adică suntem pe felie, ca să zic așa. Și după ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, exact, am avut și asta e mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Găsiți-vă lucruri care să vă mențină starea mentală sănătoasă. Da? Aveți nevoie să vă simțiți bine, să vă simțiți ok, să mergem înainte, ca să zic așa. Da. Sau înapoi, sau unde vreți voi, dar să fiți pe picioarele voastre. Și avem așa, avem aici un mare hall, de fapt hall. Hall este impropriu spus, acum se folosește acest termen hall, dar nu înseamnă neapărat o grămadă de produse pe care le reprezint. Sunt o grămadă de chestii pe care le-am folosit în ultima vreme, lucruri care mi-au mai venit acum în
prin pachete de PR și ce, și pe care pur și simplu vreau să vă arăt, să vorbim despre asta, să vorbim aici, știi, ca niște femei de alea proaste și blonde, care vorbesc despre cosmetice și despre parfumuri și se distanțează de toate problemele vieții. Bun, și cu ce să încep, cu ce să încep? Uite, cu un brand grecesc relativ nou, deși eu am văzut produsele în Grecia, n-am apucat să cumpăr nimic. În schimb, ei au venit în România prin distribuție exclusivă cu cineva și aduc produse de la trei branduri. Fabrica se cheamă Mediterranean, așa. Sunt greci, acolo le fac, acolo le gândesc, acolo toate alea. Și scot așa, Mediterranean Care, care este un brand dedicat îngrijirii corpului și părului. Eu am aici un lapte de corp cu vanilie și caramel. Bun. Ce mai am? Mai am aici, bine, am mai multe chestii, o să vă arăt doar o parte. Uite, pentru că ei sunt foarte cu protecția solară, acesta este un spray pe care poți să ți-l dai și pe față și pe tot corpul din gama Mediterraneum Nostrum 2013 cu argan oil bio și olive oil bio, care are și filtre de protecție solară și UVA, UVB, se dă pe față, pe decolteu, pe mâini, pe picioare, unde vrei tu. Atenție să nu vă dați zona ochilor, că este destul de iritant. Eu am pățit-o. Așa, m-am mâncat în pun, ca să zic pe românește, și tot din Mediterraneum Nostrum. Mai am un body and hand cream și mai am un colagen în hyaluron body butter. Ba, astea sunt produsele. Eu mai am. Voi avea o colaborare de mai lungă durată cu ei. Asta ce bine, vreau să lăsa flori, pentru că este gardenia. Ce este foarte interesant la ei este că au patentat un ingredient care combină colagenul și acidul hialuronic, astfel încât să-i aducă pielii cel mai bun aport de hidratare. Ăsta este conceptul lor, pe asta au vrut ei să meargă. Ei știu că colagenul și acidul hialuronic sunt foarte iubite și dorite de toată lumea în produsele cosmetice și atunci ei s-au gândit să facă un complex din ăsta, nu știu cum, combinat, astfel încât să vină mai cu putere asupra pielii și să asigure hidratare. Mai am de la ei și gel de duș, mai am mai multe chestii, am inclusiv produse pentru ten. Ce vreau să vă spun este că am cod de reducere care va duce 5%, da? Dați să vă zic exact codul, că nu știu de ce nu-l rețin acum, l-am notat pe Facebook, oricum îl aveți pe pagina mea de Facebook, Beauty Barometer, by the way, sunt peste tot, pe Facebook, pe Instagram, pentru cei care nu știu, intră acum pentru prima dată. Așa, numai o secundă să vă spun. Da, este codul AMT5, adică inițiale numelui meu, 5, care va duce 5%, iar mie mi-aduce 5% comision. Eu în toată perioada asta, jumătate din tot ce o să fac comisioane, pe unde am eu coduri, rețineți asta, deci tot în toată perioada asta, oricum, eu zic că și până acum făceam același lucru. Voi ce credeți că fac eu cu banii care vin din toate codurile astea și nu ce? Fac donații, fac chestii, lucruri de genul ăsta, mă ajută să-mi acopăr nevoile astea pe parte de acțiuni umanitare. Bineînțeles că nu mi-ajung întotdeauna banii care vin din asta să fac genul ăsta de acțiuni, dar îi folosesc. Pe lângă asta, sunt și o grămadă de produse pe care le cumpăr, pe care să vi le prezint aici, să pot să fac comparații, pentru că asta este ideea. Conținutul pe care eu vi-l prezint ca beauty influencer, beauty whatever, trebuie să aibă consistență. Adică dacă eu n-aș folosi decât 3 creme toată viața mea, nu am cum să vă compar cu alta. Și atunci eu din documentare și din asta îmi cumpăr mai multe, pentru că, atenție, nu numai eu, dar noi beauty influencerii nu primim tot ce e pe piață. Primim și lucruri, dar și cumpărăm ca să putem să facem comparație și să evaluăm ceea ce vă prezentăm aici. Așa că și din acest cod, banii care se vor aduna, cât se vor aduna, pentru că nu se adună chiar atât de mult, am observat, lumea nu se înghesuie atât de mult, voi face și eu donații în continuare. Bun. Deci pe meditera.ro codul este AMT5 și va duce 5% reducere. Bun. Și o să vedeți acolo că au și geluri de duș foarte ieftine și vreau să vă spun că aromele sunt foarte mișto. Deci aveți ce
ce să vă satisfaceți ca plăcere. O să trec un pic în partea de skin care, pentru că sunt niște produse de la Paula's Choice care mi-au plăcut foarte mult în ultima perioadă și vreau să vi le arăt. Este vorba de acest tratament pentru buze, este un boost hyaluronic acid and peptide lip booster. Cu squalan, acid hialuronic și peptide. Atenție, el nu e un balsam de buze, el este un tratament pentru buze, o cremă pentru buze. Știți că de mult folosesc produse de astea pentru buze, de când am descoperit eu nu știu ce cremă de pe la Murad și după aia am tot experimentat de pe la diverse branduri. Iar asta pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi recuperez buzele după minunatul COVID care m-a uscat ca pe o, m-a făcut ca pe o coajă de nucă, știi? Așa, folosesc ziua, adică pe post de balsam de buze, vin cu faimosul Atoderm de la Bioderma, un balsam de buze foarte hrănitor și foarte util, iar dimineața și seara când practic fac rutina de îngrijire a tenului, ăsta l-aplic pe post de produs de îngrijire, cremă pentru buze, dar înțeles că el nu este suficient, adică balsamul de buze își face treaba lui de protecție pe timpul zilei și se reaplică, pe când tratamentul ți-l dai dimineața, seara, e ca un ser pentru buze, ca o cremă, ceva de gen. Iar pe parte de îngrijirea tenului, mie îmi plac produsele cu retinol, însă nu sunt o mare fană a concentrațiilor mari de retinol, plus că nu am nevoie atât de mult. Din punctul meu de vedere, că acum știu că poate o să fie specialiști care o să-mi zică, ba nu, Ana, tu ar trebui să pui pe tine procent mare de retinol ca să crească acolo viteza de reînnoire a celulelor și mai bine, dar mie mi-este suficient așa. Și îmi place acest Barrier Repair Moisturizer with Retinol, care este o loțiune ușoară pe care o aplic seara, este pentru tenul normal și uscat și care este o combinație între un produs hidratant și un aport decent de retinol. Nu știu exact să vă spun cât retinol are, dar bănuiesc eu că nu este foarte, foarte mult. Oricum, cred că știți că acum Uniunea Europeană a reglementat procentajul de retinol destul de jos. Nu mai rețin, dar e oricum sub 1%. Sub 1%, dacă nu înșel, chiar mai jos, mult, pentru că s-a considerat că populația din Europa consumă destul de multe produse care, prin natura lor, sunt bogate în vitamina A și atunci nu ar face bine sănătății per total. Bun. Un produs pentru ochi pe care l-am folosit de la AC Lix Total Eye Rescuer, pe care cred că l-am în partea celor de la BioCart, da? O să vă las și aici un link de afiliere pe care îl am cu ei. Da? Ăsta îmi place că este foarte fin și dă senzația că parcă dublează acolo un pic pielea din jurul ochilor fără a fi grasă deloc. Asta îmi place mult la ea. Ce m-a apucasem de folosit până a intra în, și eu în COVID, acest Eyelash Activating Serum de la M2 Botte. Da, este o chestie cu pensulică cu care te dai ca și un eyeliner, da, te dai la baza genelor. Și vreau să vă spun că după 2 săptămâni am observat deja, aveam niște gene care erau exact cum sunt, cum se cheamă asta pe aici, baby hair, știi, părul ăla care se reînnoiește, firicelele alea mici care îți cresc aici, știi, și stau... E burife, doamne, unde care cuvântul român? Zburlite pe aici, așa, știi? Și stau fluff, adică se vede că sunt firicele proaspete, hidratate, mamă, și fac ele nebunie pe acolo. Ei, așa observasem și pe aici, pe la gene, chiar erau vreo 2 gene care le simțeam la mână când mă dădeam cu crema de ochi, cum se poate așa, cum sunt mai pline. Și am zis, băi, stai puțin, asta după 2 săptămâni de folosit zi de zi. Ba chiar am avut zi de zi, adică mă dădeam seara. Așa, ba chiar am avut și zile în care m-am dat și dimineața și seara. Faza e că după ce s-a proptit COVID-ul în mine, bă, m-au usturat ochii, încât acum a rămas cu o ușoară sensibilitate și nu mă hazardez încă, mai aștept un pic și reiau tratamentul cu ăsta, pentru că și-a făcut treaba foarte bine. Bun.
Ce să vă mai arăt, ce să vă mai arăt? Uite, legat de pielea foarte uscată, inclusiv pentru băiețelul meu, pentru că și el de la ta dezinfectante și căcaturi și așa, plus că a crescut și el mare de acum, a început să-i se mai usuce și lui pielea pe aici pe acolo, am folosit mixul acesta de produse pentru el, dar și eu mă bucur de mixul ăsta, în special după epilare sau după ce fac scrub. Sunt produsele de la Lead Pharma, pe care le găsiți pe Pharma Care Family, unde și acolo am un cod de reducere, o să vi-l las mai jos, și ea regula cu jumătate din tot ce voi aduna în perioada asta se donează, rămâne așa cum a fost și acum un an și acum 2 ani. Așa, Aloe Vera Gel for Face and Body și este Pantenol Cream for Face and Body cu Pantenol 5% și acid hialuronic. Și este un combo super mișto. Ăsta este super light, super ușor. O să vi-l arăt. Îmi place la nebunie acest produs. Cam greu iese din sticloanța asta. Dar cred că asta e și ideea, ca să nu iasă mult. Este atât de ușor și de hidratant și de plăcut. Îl poate folosi fără problemă și un domn, pentru că îmi lasă de rău film gras și miroase a proaspăt, a verde. Este foarte, foarte mișto. Apropo, uite, și pentru mâini, dacă nu mai știți ce să mai folosiți și sunteți la limită cu uscatul mâinilor și nu mai vreți nimic gras și așa, ăsta este wow, este super. Așa, și asta ca produs de reparare. Și împreună fac treabă foarte bună. Deci asta le găsiți pe Pharma Care Family. .ro. Și la fel, apropo, și astea sunt branduri grecești. Doamne, fi un semn! Nu știu, dar de la an la an, de câte ori vizitez Grecia, îmi spun, doamne, de ce trebuie să plec de aici? De ce trebuie să plec de aici? Și nu sunt atrasă de partea de insule, eu nefiind iubitoare de apă, de notat, de nu știu, adică îmi place să văd apa, să mă pălăcesc în ea, dar să nu mă duc prea departe. Nu mă tentează zona de insule, care știu că e fantastică, minunată, mă interesează zona continentală, acele peninsule, unde și marea, cum îi zice, doamne, nu stă pe limba acum, unde și muntele Athos se vede undeva așa. Așa, da, zona aceea îmi place. Bun, astea sunt alte produse pe care vreau să vi le arăt. A, și să nu uit de Bioderma de la Atoderm, care la fel e un produs pe care îl folosesc foarte des. Tot așa, adică eu alternez, îmi place să mă îngrijesc, îmi place să mă dau cu cremă, îmi place, deci ăsta este yoga pentru mine, știi, să stau seara sau chiar și dimineața, câteodată, depinde când îmi vine, dacă am făcut un duș, după aia stau și mă cremulesc și mă simt super bine. Ah, uite că am ajuns pe aici cu ăsta, da, deși pare mare. O altă cremă de corp, dacă vreți așa ceva mai așa să simțiți, să simțiți acea opulență franțuzească, da, pe care văd că toată lumea o caută, dar nimeni nu înțelege. Opulența franțuzească nu este ce vă prezintă Emily in Paris, no darling. Este mai degrabă ceea ce poate vă prezintă Catherine Deneuve în Belle du Jour. Da? Aia ar fi. Dar nu. Este Rich Creme de la Yves Rocher, care are o combinație de 30 de uleiuri prețioase și ulei din 1000 de trandafiri. Bă, ăsta chiar e un elixir pentru pele, e o plăcere. Practic gama asta a lor cu, are și cremă de față. Și nu mai stai puțin că sunt mai multe produse din gama asta. Îmi aduc aminte de când le-am văzut așa prima dată, eram eu mai puștoaică și știu că avea mătușa mea o cremă de asta și am încercat-o de la aia și mi s-a părut ca îngrasă, dar în momentul în care și pielea mea a mai dat înapoi, adică gen am îmbătrânit, abia am așteptat să folosesc și eu gama asta. Foarte mișto, este o gamă reconfortantă, este o gamă așa ca un confort pentru piele. Și are și mirosul ăla de uleiuri prețioase, cu adevărat mișto, foarte, foarte mișto. Deci dacă vreți așa ceva de relax, spa total, este Rich Creme, gama Rich Creme de la Yves Rocher. Și vedeți că în perioada asta sunt niște reduceri și apropo am o surpriză. O să am și eu ceva în curând cu Yves Rocher. O chestiuță drăguță, zic eu. Ce mai avem pe aici? Dar despre parfumuri nu vorbim nimic, ba da? Vorbim.
Știți că mie îmi plac produsele bio, colaborez cu cei de la Via Naturale de foarte multă vreme și e genul acela de colaborator de la care am învățat foarte multe. De la ei am învățat care este diferența între adevăratele produse bio și produsele doar care se afirmă bio. Ce înseamnă parfumuri bio și uite, mi-au adus recent o gamă nouă, se cheamă Pure Eden și mi-au trimis Fleur Boreal și Eau de Cologne Bonsai. Pe lângă faptul că și arată extraordinar de bine ca produs. Ăsta, de exemplu, este Splash, adică fără pulverizator, dar vă puteți voi cumpăra chestii cu pulverizator și să puneți în ele. Și hai să vă explic care e chestia cu aceste ape de colonii Splash. Pe vremuri, francezii nu se prea se spălau cu apă și nu numai ei. Era moda că nu trebuie să te speli cu apă, dar să te fricționezi cu apă de colonie și nu știu ce... Regină, prințesă, whatever, a zis că a întinerit practic frecându-se cu pielea asta și chiar a circulat o anecdotă la un moment dat că nu știu ce regină, ori a Ungariei, ori a nu știu, Austro-Ungariei de fapt, s-a tot dat cu apă de colonie, s-a tot fricționat cu apă de colonie și dragă să vezi, ea care avea 70 de ani s-a putut căsători cu un tânăr chipeș de 20 și ceva de ani. Ho. Da. Ei, și ei așa făceau, aveau niște bucăți de pânză, de in de obicei, ca să fie mai dure, vărsau din sticla de apă de colonie și se fricționau pe tot corpul, fricționau în special axile, zona intimă, păr chiar și așa mai departe, ca oamenii să miroasă frumos, pentru că nu le plăcea să spele cu apă. Așa, ei, asta este deci genul acela de apă de colonie, să zic, tradițională, clasică, asta are... ingrediente foarte, să zic, ingrediente naturale. Uleiuri este vegan, uleiuri esențiale, ingredientele vin din agricultura biologică. Ce mai zice pe aici? Sunt certificate de Cosmos Organic. Iar ăsta este chiar un parfum. Eau de Parfum Fleur Boreal. Arată sticluța așa. Să știți că nici nu sunt scumpe. Asta cred că e vreo 80 și ceva de lei sau pe acolo, iar asta vreo 50 și ceva de lei. Adică prețurile sunt mai mult decât de bun simț. Și uite, dacă sunteți adepta regimului vegan, a stilului de viață mai sustenabil și nu știu ce, sunt produse un floral atât de frumos. Ce vreau eu să rețineți este că... Ta-da-dam, ta-da-dam! Parfumurile bio nu sunt parfumuri care să persistă, da? Nu sunt parfumuri care să persiste, sunt parfumuri care se reaplică. Pentru că ele intră într-un ritual de aromoterapie pe care vrei să-l repeți în timpul zilei. Acum, bineînțeles că nu sunt apă de ploaie. Încă de bine vreau să stă. Dar să nu vă așteptați gen la zi să fie persistente ca un parfum care are și elemente de sinteză. Nu. Bun. Aceasta le găsesc pe Via Naturalea și pe Via Naturalea am un cod de reducere BBVIA7 care va aduce 7% reducere, dar doar dacă folosiți codul împreună cu linkul meu de afiliere pe care de asemenea îl aveți în căsuța de mai jos. Ce mai vreau să vă mai arăt? Hai să vă arăt și ce mi-am cumpărat, că bineînțeles că am făcut să zicem o chestie. V-am mai arătat că mi-am tot vândut și îmi vând în continuare. Apropo, dacă sunteți interesați să cumpărați make-up second hand, în special dacă sunteți colecționari de make-up, eu la un moment dat aveam un plan să-mi fac și un fel de colecție de make-up, de produse vechi și mai ediții limitate, lucruri mai așa pe care să le țin acolo, ca un fel de colecție de machiaj, de produse de make-up. Și tot am vândut din, și tot vând în continuare. Apropo, dacă sunteți interesați, căutați pe Facebook Shop My Beauty Closet, cred că se numește. Dacă sunteți cu adevărat interesați, îmi lăsați un mesaj privat pe Instagram sau pe Facebook și vă las link-ul. Nu-l las aici, că nu e pentru toată lumea. Adică dacă chiar e cineva care face colecție de make-up, mai vând și din parfumurile pe care, de care mă plictesc, pe care nu mai vreau să le țin în colecție. Ei, și din banii ăștia care s-au tot adunat, mi-am cumpărat lucruri, astfel încât eu, să zicem, respect acea regulă de no buy pe care mi-am pus-o anul ăsta, numai că acum fac reciclare, adică gen, dacă vând niște lucruri și am bani de acolo, îi folosesc ca să-mi cumpăr alte lucruri care, un singur lucru, de exemplu, care îmi place foarte mult, cum a fost și cazul parfumului Rose Sherry.
Bun, de la Guerlain. Și ăsta a fost o achiziție recentă. Este noul parfum în ediție limitată de la Nina Ricci din colecția Le Belle de Nina, Nina Soleil. Așa arată cutia. E ca tematică pe galben. Am zis că galben va fi una din culorile foarte la modă în perioada asta. Și este un parfum ușurel, așa, de purtat. Cred că este apă de toaletă, nu apă de parfum. Da, apă de toaletă și scrie pe ea că este ediție limitată. Asta este în varianta de 50 de ml. Arată așa ca un măr galben. Și miroase așa, foarte solar. Foarte. Mi se pare că se duce destul, se apropie de parfumurile astea mai de vară ale lui Tom Ford. Nu știu, ăla, am eu, unde e Dumnezeu, pe aici, am un body spray, așa, care mi se pare că aduce destul de mult cu acest parfum. Mi-a plăcut foarte mult că cei de la Marionaud, când l-am comandat, mi-au pus și această gentuță, care este într-un mare fel, este super simpatică, are și chestia de asta de dus pe umăr, deci pentru la vară va fi excepțională. Deci îmi place... Mă place tare, tare mult. Da. Eu visez să o port pe plajă în Grecia. Țineți-mi. Așa. Pe lângă asta, cei de la Institut Este Derma mi-au trimis o cutie foarte drăguță, cum trimite de obicei, de mărțișor, în care, ca de obicei, am... O celulaire, este produsul lor basic number one din îngrijire și au un produs nou, din ce am înțeles, este Intensive Gel Cream cu vitamina C. Este un, nu l-am desigilat încă pentru că nu vreau să-l desfac acum imediat. Este o cremă care practic conține un precursor al vitaminei C, un antioxidant puternic, nu știu ce, bla bla bla. Spune că în 28 de zile se pot vedea după cel ascorbil glucozid se cheamă. Este ingredientul precursor pentru vitamina C și el în cam 28 de zile după ce îl folosești observi reducerea petelor, strălucire și o oarecare netezire a microreliefului pielii. Da, se folosește, poți să o folosești și dimineața și seara pe față, gât. Da, și este ca textură, ca textură este de gel crem. Bun, când am să încep să folosesc, cu siguranță am să vă arăt mai detaliat. Să le pun aici frumos. Cutia este destul de, e foarte drăguță. Institutul Este Derma întotdeauna face niște preschituri, dar nu mai reușesc eu să o, să o pun înapoi fix cum era. Ia să văd dacă reușesc acum. Da, întotdeauna ei fac niște prescripturi foarte, foarte frumoase. Aici foarte frumos au pus hârtie alb și roșu pe interior pentru că pachetul a fost trimis de mărțișor. Ia, pentru că cei de la CeraVe fac mereu campanii de... Mamă, ce mă sortez! Uite ce mă fac mereu campanii de testare pentru... Cum se cheamă? Pentru toată lumea. Adică nu pentru... blogger sau așa, oricine poate se înscrie la ei pe site și aplice acolo pentru unul din seturi, iar am aplicat pentru kitul de testare CeraVe pentru piele uscată și foarte uscată, în care am hydrating cleanser, un produs de curățare și crema CeraVe. Da, și hai să vi le arăt și cât de micuțe sunt. Da, sunt niște doze de încercare, ca să vedeți cum sunt. Și în interior există și un cod de reducere. Au pus ei pe aici un cod de reducere în cazul că vreau să-l achiziționez. Ba nu, voucher de 15 lei. În cazul că vreau să cumpăr produsele online. Așa arată produsul de curățare și așa vine, așa vine crema. Crema vine și într-o cutie și este atâtica. Da, sunt foarte ok dacă aveți vacanțe sau dacă pur și simplu vreți să vă luați la voi. Dacă vreți să vă spălați pe mâini la birou cu ceva mai hidratant sau să aveți o cremă de mâini mai, așa,
mai puternică, să spun. Da, astea o să le pun așa, dar plicul nu știu ce să fac cu el, pentru că este destul de mare. O să-l țin că și eu mai am nevoie câteodată să trimit lucruri și îl pot refolosi. Deci am un stil că atunci când scot produsul din ceva, dar nu, cred că și ăsta o să-l arunc, că n-am ce să fac cu el. Asta, bun. No, și cam, cred că asta era per total. A, și mai vreau să vă arăt ceva, că în ultima vreme folosesc des această metodă de a-mi face părul așa crețolin cu această cordeluță, cu genul acesta de cordeluțe, pe care cred că le găsiți la Jumbo, dar găsiți și la Pepco și nu mai știu unde. Și e relativ simplu. Deci asta o pun așa. Bun. Și apoi iau fiecare șuviță. Și puteți să stați așa și prin casă, să și dormiți, că asta nu vă deranjează. Și apoi tot, deci iau câte o șuviță, o rotesc o dată, hai să zic de două ori, și apoi când dau a treia oară, îi mai iau o surioară de aici. O îmbin cu alta. Și iar mai fac, acum să zicem că fac doar o dată. Da. Și după aia iar mai fac așa. Ia să vedem. Înainte de asta vă recomand, dacă aveți părul uscat, să lumeziți așa foarte ușor cu mâna, cu palma udă așa prin păr, și apoi să-l dați cu o cremă de coafare, un balsam de hidratare ceva pentru păr. Așa, și rotiți toate astea aici. Arată așa. Și practic și peste zi, dacă stați așa, aveți un aspect foarte, cum să zic, îngrijit al părului. Puteți să mergeți așa la birou și după aia când plecați de la birou, vi-l desfaceți. Și... Na, plecați dacă vreți să vă întâlniți în oraș cu iubitul, cu prietenele, cu așa, sunteți gata coafate. O să zică, vai, fata, ai fost și la coafor. Na, adică stați toată ziua frumos la birou, foarte regulamentare. Așa, sau mai ales dacă, uite, mă gândesc la fetele care sunt casiere, care lucrează cu bani, care și nu vor să stea toată ziua cu părul să și-l murdărească, să și-l umple de praf. Na. Ok. Și e super, super simplu și arată bine, adică arată așa foarte îngrijit, arată foarte cochețel, să zic. Că asta nu mai reușesc. E o braznică șuvița asta și nu mai vrea să se rotească. Și o învârt aici, o învârt. Și pe timpul zilei să observați că dacă vă pică vreo... dacă vă iese vreo... șuviță, o luați așa pur și simplu și o mai fofoliți acolo în elastic și stă foarte bine. Deci, vedeți, așa stă. Iar când vrei, de exemplu, gata, s-a terminat ziua sau te-ai trezit dimineața sau gata, ai stat toată ziua prin casă, ai stat, de exemplu, la bucătărie, ai făcut curață, ai făcut mâncare, se face așa. Se ia de aici, se dă pe spate, nu trageți și așa, prin scuturare, iar părul. Mai ales v-am zis, dacă l-ați lăsat cu o cremă, o cremă de păr, adică o cremă de coafare, un balsam de la Leave-In, puteți să folosiți și ăla de la Gliss, fâsul acela, el se arașează apoi foarte frumos și se face și așa, știi? Deci vine și așa foarte mișto. Da, o să rămân o perioadă pe metoda asta, că mi se pare foarte bună chiar și pentru părul așa semi-lung. Cam astea au fost așa diverse produse care mie îmi plac, care, nu știu, cred că vă pot aduce și voi așa un moment de bine. Lăsați-mi și voi aici păreri, impresii, ce faceți voi în perioada asta ca să vă simțiți mai bine. Mă doare sufletul pentru cei care au de suferit, cei care aveți rude, știu persoane care au rude sau prieteni plecați în Ucraina. Eu aveam niște foști colegi, i-am scris unei foste colegi, am întrebat-o ce face și ce mi-a zis, că este lângă Kiev, că încă este aproape sigură, nu va pleca încă din Ucraina, în fine, cam ăsta e contextul. În rest, aveți foarte mare grijă de voi, v-am zis, e foarte important să vă păstrați, în primul rând pentru voi, pentru copiii voștri, pentru familia voastră, să vă păstrați cu mintea clară. Bombardamentul de știri răutăcioase și astea vin foarte multe. Acum am văzut foarte multă ură pentru poporul rus. Ce aveți, frate, cu ei?
Trușii sunt foarte ok, ei, per total. Acum că au ghinionul să aibă și niște psihopați. Gândiți-vă cum a fost destinul nemților săraci care l-au avut pe nenorocitul ăla de Hitler, da? Și și-au dus pata asta cu ei multă vreme. Până la urmă, nemții sunt un popor excepțional. Gândiți-vă că până la urmă o grămadă de lucruri, când se spune treabă nemțească, e o treabă făcută cu cap, e o treabă făcută bine, disciplina nemțească și așa mai departe. Ca tare, hai să încercăm să vedem că, până la urmă, acolo e vorba de o excepție, vorba de un dictator, este vorba de un element coroziv acolo, o aberație, care se întâmplă cu un individ cu o putere politică automat susținută și de alții și care pur și simplu a luat o raznă. Și asta e. Lăsați-mi aici comentarii, impresii și ce mai simțiți voi.